Salutare, prieteni! Eu sunt Alberto, iar acum a venit vremea să simulăm un nou meci de FIFA 20. Este vorba despre partida dintre Spania și România. Data trecută, din păcate, am anticipat corect scorul meciului România-Suedia. La FIFA 20 ne-a bătut Suedia cu 2-0, iar același lucru s-a întâmplat și pe arena națională în meciul din realitate. Suedezii au câștigat cu 2-0 și ne-au complicat astfel șansele de calificare la Euro 2020. După cum știți și voi, mai avem o singură șansă, calificarea prin barajul din Liga Națiunilor. Acum însă mai avem un meci de jucat cu Spania și sperăm noi să nu ne facem de râs. Poate chiar vom reuși să producem surpriza, dacă nu în realitate, măcar aici la FIFA. Ne vom aștepta la un meci în care spaniolii vor avea inițiativa, pentru că exact ca în realitate așa se întâmplă și la FIFA. Dar acum avem o șansă bună. Ia să vedem. Yannis Hagi până la Stanciu. Stanciu nu găsește pasa cea mai bună pentru Florinel Coman. Am ales să jucăm un 4-3-3 ofensiv. În atac îi avem pe Mitriță, Coman și Pușcaș. Yannis Hagi este în spatele vârfurilor la creație, în timp ce mijlocul defensiv, să spunem așa, este asigurat de Răzvan Marin și Nicolae Stanciu. Riscăm puțin cu Stanciu, dar oricum nu mai avem ce pierde. Am văzut că în realitate Nicușor Stanciu se descurcă foarte, foarte greu pe acea poziție. Mai mult ca sigur nu-l va mai folosi acolo contra în această partidă cu Spania. Apăsați și voi, prieteni, chiar acum butonul de like dacă vă plac aceste partide pe canalul nostru de YouTube. Vreau să strângem cel puțin 50 de like-uri și, evident, așa cum vă spun de fiecare dată, lăsați-ne în rubrica de comentarii pariul vostru pentru această partidă. Cât credeți că se va termina scorul de pe Wanda Metropolitano dintre Spania și România? Iată, până acum ne descurcăm destul de bine. Am reușit să-i ținem departe pe spanioli în acest prim sfert de oră, dar iată că acum Spania are prima șansă, respinge Nedelcearu. Foarte bine, Yannis Hagi, și reușim să ieșim cu bine din apărare. Florinel Coman, e tatonat de Asensio. Coman, excelent Coman! E fault acolo. No, nu s-a dat din păcate. Suca bine Florinel Coman, însă doar pentru un moment. Iată acum Florinel revine și are revanșa în fața lui Asensio. Dar este foul și galben pentru Florinel. Mbappe, Coman. Așa cum vă spuneam și la partida dintre România și Suedia, îmi pare tare rău că aici la FIFA șutul lui Parejo reținut în Sărbătorușeanu. Vă spuneam că îmi pare rău că aici la FIFA nu a fost actualizat lotul și cu Budescu și Alibek. Eu aș fi jucat cu ei atât în realitate, dacă eram printr-o minune selecționerul României, sau mai ales aici la FIFA, acolo unde, iată că sunt selecționer, aș fi jucat cu Budescu și Alibek. Sunt fotbaliștii care oricând îți pot aduce un plus, mai ales, evident, în zona ofensivă. Iată că spaniolii au început să ne ia puțin la fotbal, dar momentan rezistăm, grație lui Tătărușanu, care a avut două intervenții foarte, foarte bune. Mogoș, poate că ați văzut, am preferat să joc cu Mogoș în centru, doar pentru că el are un rating mult mai bun decât Rus. Nu pentru că m-a impresionat ce a jucat Mogoș în meciul cu Suedia. A fost de departe un pariu ratat pentru contra. Mogoș a greșit grav la primul gol, ci drept nici nu a fost norocos. Spun asta pentru că Ciprian Deac a prins o seară foarte, foarte proastă. Iar atunci când ești fundaș dreapta, iar mijlocașul de bandă nu te ajută absolut deloc, e foarte complicat să faci un meci bun. De păcate, pentru Mogoș, debutul lui a fost unul foarte slab și cred că sunt șanse destul de mici să mai vedem la echipa națională. Foarte bine Banco aici. Ne-a așteptat jocul bun al echipei noastre.
Oh, pasă bună, Yanis Hagi! Yanis Hagi! Blocat în ultima clipă, Hagi! Ce șansă am avut prin Yanis Hagi, o pasă excelentă. Din păcate, n-am reușit mai mult. Mitriță, Mitriță trecuse bine, însă a întors acolo neinspirat balonul. Rodri, avantajul nostru e că nu are viteză și nu a putut pleca Spania pe un contraatac. Oh, pericol acum. Offside, într-adevăr. Minutul 35, prieteni, Spania 0, România 0. Cine ar fi pariat pe un asemenea scor, mai ales după prestația din meciul cu Suedia? Ne-am descurcat bine, să sperăm că același lucru îl vor face. Iată, Florin Coman scapă acolo. Florin Coman îl pierde pentru Pedro Carvajal. Pasă pentru Yanis. În blocaj. Să sperăm că aceeași evoluție bună și curajoasă o vor avea și tricolorii în meciul din realitate. Acolo este mult mai greu însă. Dar nu imposibil, mai ales că Spania este deja calificată și s-ar putea să joace un pic mai lejer. Oh, ce intervenție bună a lui Tătărușanu, scăpăm. Cu fața curată, Bancu primește și el galben. A întors arbitrul partidei acea fază, dar doar pentru a acorda cartonașul galben lui Nicușor Bancu. Spania are un corner, iese din nou bine Tătărușanu. E nevoie de Tătărușanu cu un meci bun și în realitate. Bancu din nou. Haideți să vedem dacă pleacă un jucător tot cu Bancu. E bine până acum. Yanis Hagi! Oh! Yanis Hagi! Prieteni! Spania 0, România 1. Yanis Hagi, un gol absolut minunat. Un gol absolut minunat pentru Yanis Hagi. O acțiune, iată, pornește de la 40 de metri. Yanis Hagi îl pierde pe drum pe Rodri și șutează. Imparabil. Priviți și voi această reluare. Ce bine că s-a ferit Pușcaș. Și un șut formidabil. În vinclu. Yanis Hagi deschide scorul pentru România. Nesperat. Ce execuție minunată pentru Yanis. Cum să nu-l bași titular? Să vedem acum. Iată pauza. Spania a avut posesia, dar noi am avut mai multe șuturi pe poartă și ce e cel mai important, avem 1-0, bijuteria de gol reușită de Yanis Hagi, ne face să conducem 1-0 aici pe stadionul spaniolilor. Iată, am început cu călcâiele, poate e prea devreme. O Mitriță l-a umilit pe Jordi Alba. Oh, Mitriță. Din păcate centrarea n-a mai fost bună. Dar o fază superbă reușită de Alex Mitriță. Ar fi foarte bine. Ar fi minunat dacă România ar avea curaj să joace atât de ofensiv și în realitate, poate nu chiar în meciurile cu Spania, acolo unde este destul de greu, dar măcar în partidele cu adversarii de același nivel, exact așa cum cred că a fost și Suedia. Am oprit puțin pentru că am fost la un pas să scăpăm singuri. Pușcaș n-a reușit să ia fața lui Sergio Ramos. Naționala mare trebuie să împrumute și cred că sunteți de acord cu mine. Trebuie să împrumute acel spirit excelent de la tineret.
Avem nevoie de mai mult curaj. Poate că soluția cea mai bună ar fi ca Mirel Rădoi să facă pasul de la Naționala de tineret la Naționala Mare. Cred că ar reuși, nu știu, voi ce spuneți, a reuși, poate Rădoi să facă față. Ia să vedem acum, a plecat Pușcaș. Așadar, asta este întrebarea la care vă aștept să răspundeți în comentarii. Dacă Mirel Rădoi poate să facă față și la echipa mare și să aibă rezultate bune așa cum a avut cu reprezentativa de Under 21, care ați văzut și voi, a dus-o la un nivel senzațional și o menține acolo, chiar dacă au plecat super mulți jucători care au făcut pasul la echipa mare. Printre ei Florin Coman sau chiar Yanis Hagi, cel care a marcat în partida noastră. Minutul 60, mai avem de rezistat jumătate de oră, dar poate că nu vom juca doar să rezistăm, poate că vom marca și golul 2. Ce luptă aici. Pușcaș! Din fața lui Yanis Hagi. A respins, cred că Asensio. Din nou Yanis. Ce bine însă Kepa Arrizabalaga. Ce paradă a încercat Yanis. Jordi Alba. Spaniolii au trecut puțin pe modul tiki-taka, dar Tătărușanu este de netrecut. Și pasăm bine. Cine ar fi crezut că o națională care îl va avea în centrul liniei de mijloc, în centrul liniei de apărare pe Mogoș, iată că nu va primi gol pentru moment. Pasă lungă pentru Mitriță, nu cred că este offside. Oh, ce trecere, Mitriță! Florinel Coman! Nu se poate! Nu se poate! Florinel Coman! Ce bine luase în fața! Dar trimit foarte slab, dintr-o poziție fabuloasă. Am ratat șansa la 2-0. Am ratat șansa unui rezultat absolut senzațional. Ce ratare! Dani Parejo. Ar mai fi adăugat Becali încă 30, 40 sau chiar 50 de milioane de euro dacă Florinel Coman marca până și la FIFA 20. Este offside. Minutul 75, ultimul sfert de oră. Iese Rodri și acum ar fi o problemă pentru că intră Thiago Alcantara, un fotbalist tehnic, dar poate că nu va avea ocazia să ne arate cât este de bun. Din nou o minge lungă în spatele lui Jordi Alba, care a avut probleme serioase cu Mitriță. Benzar. Impecabil. Cât de mult a lipsit Benzar în partida cu Suedia. Oh, a fost foul. Și doar de decizie. O să vedem o fază mai complicată. Oh. Stinge bine de tot. Bine de tot. A plecat Coman. Nu eu. A fost offside. Poate că a fost offside de la Mitriță. Spania nu se regăsește. Un meci dominat de noi. Pot să spun asta. Dominat de la un capăt la celălalt. Nu am reușit însă. Iată ce meci diferit. Yanis. Din nou șut. Nu a mai prins de această dată culoarul potrivit. Nu am reușit în partida, este offside. Nu am reușit în partida cu Suedia, deși am folosit cam aceeași strategie. Nu am reușit efectiv să jucăm loc bine și am pierdut cu 2-0. Rezultatul a fost apoi copiat, ca să spun așa, și în realitate.
Dar aici iată ce diferență. Acest lucru se vede. Thiago. Here's Isco. Dani Parejo. Iată, spaniolii efectiv nu găsesc drumul spre poarta lui Tătărușanu. Au greșit pase simple. Prieteni, e minutul 89. Oh, deja poate că am exagerat acolo. Am supraevaluat pe Florin Coman. No, niciodată nu iese mingea. Ce greșeală am făcut? Ce greșeală am făcut? Aveam prim plan, am intrat într-un duel inutil. Ah, este final de meci, prieteni. Spania-România 0-1. Victorie absolut incredibilă. Un gol magnific marcat de Yanis Hagi. Dacă nu l-ați văzut, vă sfătuiesc să derulați înapoi pe YouTube și să vedeți această minunăție de gol reușită de Yanis Hagi. Cam atât, prieteni, eu sunt Alberto. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like. Abonează-te la canalul nostru de YouTube, bifează clopoțelul pentru a primi primul notificări atunci când postăm materiale noi. Hai România, să sperăm la un rezultat cât mai bun în partida cu Spania din realitate.